sesiune. Vă era dor așa și mie. De moarte. Pe care nu cred că o să-l folosesc eu cu bine și peste sesiunea asta. Singura sesiune din facultatea aceasta. Cât de repede a trecut timpul. Bună dimineața! Astăzi vom începe un nou vlog. De data aceasta facem un vlog din sesiune. Vă era dor așa și mie. Vreau să vă spun încă de la început că nu știu cum se va desfășura exact acest vlog. Sunt sigură doar că voi filma pe parcursul la mai multor zile. S-ar putea să filmez și săptămâna asta și săptămâna viitoare. Nu sunt sigură încă. Dar oricum o să vă țin la curent cu tot ce se mai întâmplă, o să învățăm împreună, o să dăm examene împreună, totul o să fie minunat sesiunea asta. Vă urez și eu tuturor celor care sunteți în sesiune, aveți examene sau poate și celor mai mici care aveți teste. De fapt, cred că vlogul ăsta o să ajungă întârziat la voi, dar oricum ar fi, să știți că eu v-am ținut pumnii. Începem astăzi într-o zi de marți, doar ce am ajuns acasă, este un frig cumplit afară și abia așteptam să ajung din nou acasă la căldură. Iar acum o să mă apuc să-mi pregătesc micul dejun, o să mănânc avocado cu ou fiert și după o să ne apucăm de repetat, pentru că astăzi am primul examen din sesiune, pe care l-am la ora 11 și un sfert. Nu va fi un examen lung, este la istoria limbii engleze, așa că oricum eu sunt genul de persoană care repetă chiar și înainte de examen. Probabil asta se va întâmpla și acum, dar până atunci haideți să facem micul dejun împreună. Cleo este moartă după avocado. Hei, îl dai jos. Gata și poftă bună. Gata, m-am pregătit, m-am pus la birou, mi-am pregătit materialele, am aici un penar pe care nu cred că o să-l folosesc și aici dosarul pe care îl am pentru acest examen. Știți probabil din celelalte videoclipuri de ale mele că eu îmi organizez cursurile așa în dosare, iar pentru acest curs în fiecare săptămână am primit câte un handout pentru cursul propriu-zis, partea de teorie, dar și partea de seminar, exerciții. Zilele astea oricum am repetat materia de aici și am subliniat, e totul pregătit, iar acum mai am aproximativ 2 ore până la examen, așa că o să mai trec o dată prin toată materia de aici, o să mai citesc și țineți-mi pumnii, sper să fie ok. Este un examen destul de greu acesta pe care îl am astăzi și ar mai fi încă unul de la engleză pe care îl consider tot așa greuț, dar eu sper că toată lumea o să treacă cu bine peste această sesiune. Hei, astăzi e o nouă zi și oricum cred că ultima dată am vorbit cu voi când aveam examenul la studiul diacronic al limbii engleze. Între timp au trecut deja câteva zile, am dat acel examen și am mai dat încă unul la literatură engleză. Totul a decurs bine în cazul ambelor examene, doar că nu v-am mai filmat când învățam pentru literatură engleză, pentru că acolo am avut de pregătit un eseu pe care l-am pregătit de dinainte de examen și atunci doar l-am prezentat. Și astăzi m-am apucat deja, eu sunt la birou pusă pe treabă, m-am apucat deja de învățat la literatură italiană, am citit pe aici și m-am apucat să subliniez, să conspectez, ceea ce mi se pare mie că e mai important. Deși mai am câteva zile până voi avea examenul la literatură italiană, am zis să mă apuc din timp pentru că este un examen destul de greu și am zis să mă apuc deja de acum ușor să conspectez câte un curs. Așa, vă ziceam că am printat deja cursurile aici, partea de teorie și anumite poezii la care am mai făcut eu pe parcursul semestrului analize, am mai scris traducerea unor cuvinte sau traducerea unor versuri. Asta voi face acum, în cred că următoarea oră.
Iar apoi, după ce conspectez puțin la literatura italiană, vreau să continui lectura pentru o carte, mai exact pentru Don Quixote de la Mancha. M-am apucat de această carte acum câteva zile, dar tot nu am mai avut timp așa să stau să citesc. Mai am câteva zile totuși până la următorul examen. Vreau să mai citesc, am ajuns la capitolul al 5-lea, la pagina 61. Deci mai am, plus că acesta e primul volum și mai am și volumul al 2-lea de citit. Pentru cursul pe care îl voi avea semestrul următor de literatură comparată. Așa că asta se întâmplă astăzi, în seara aceasta, e o zi de sâmbătă. Nu am cine știe ce activitate, dar totuși am zis să nu las să treacă ziua chiar așa, mai ales că sunt în sesiune. Gata, vă las acum și ne auzim zilele următoare când o să învățăm pentru alte examene. Oricum nu mai sunt atât de multe examene, mai sunt 4 la literatură italiană, la un curs opțional de engleză, un curs opțional de limbă, mai am la LIC și la LEC. 4 examene, într-adevăr, sunt un pic mai dificile acestea, mai ales la LEC, dar eu cred că o să trecem cu bine și peste sesiunea asta. Hei, ne revedem astăzi, din nou după deja câteva zile de când am auzit ultima dată, dar ce să facem, asta e viața de sesiune. Astăzi am avut examenul la literatură italiană, care a decurs foarte, foarte bine, neașteptat de bine și acum o să vreau să mă mobilizez pentru următorul examen, pentru care deja am început să îmi fac notițe fără să filmez neapărat. Următorul examen, care va fi peste 2 zile, astăzi este miercuri și va fi sâmbătă, este la sociolingvistică, un curs opțional de sociolingvistică și acolo la fel am niște handout-uri pe care m-am apucat deja de aseară să le conspectez, îmi scriu pe hârtie ideile principale și astfel citesc și eu odată materia, trec prin ea și reactualizez practic ce am citit, scriind aceste informații. Și asta vreau să fac și în seara asta. Și pe lângă asta vreau să-mi verific și pentru următorul examen, care va fi la LIC, dacă am scoase aici toate slide-urile. Pentru că la acest curs avem suportul de curs, să zic așa, este o prezentare PowerPoint de multe slide-uri, peste 100 de slide-uri, 150 sau ceva de genul ăsta. Și vreau să mai verific o dată să văd dacă am toate slide-urile numerotate corect, așezate corect în acest dosar, ca apoi când mă apuc de învățat pentru LIC să-mi fie mult mai ușor. Așadar, acum voi continua cu lectura și conspectul pentru cursul de sociolingvistică. Am trecut deja, cred că, prin un sfert de materie, așa că mai am vreo 3 sferturi. Asta voi face în seara aceasta, cred că încă vreo 2-3 ore, poate, de acum înainte. Și totodată aș cam vrea să fac aici încheierea acestui clip. Cred că am adunat destul material din zilele acestea și oricum nu vreau să iasă foarte lung, vreau să se păstreze aici esența vlogului de sesiune. Sper că v-a plăcut să învățăm împreună, poate
v-am mai motivat puțin, de fapt poate v-am mai disciplinat. Știți cum e, trebuie să te mai motivezi și singur, dar disciplina este foarte, foarte importantă. Sper că toată lumea a avut o sesiune bună, ușoară și că ați trecut toate examenele. Spuneți-mi, bineînțeles, dacă vă place genul acesta de videoclip, dacă vreți să mai facem și dacă vreți să mai filmez un videoclip de genul acesta, pentru că o să mai am o sesiune, o singură sesiune din facultatea aceasta, cât de repede a trecut timpul. Ne vedem data viitoare. O să vă las în continuare cu imaginile ce voi face în seara aceasta și țineți-mi pumnii la celelalte examene. V-am pupat, v-am... We'll be right back.